Hei, salut! Asta este partea a doua a vlogului nostru. Vă vom povesti ce s-a întâmplat. Adriana se uită în buzunare și își dă seama că a pierdut cheile. Rămân în Grecia! Ce? Ne mutăm cu traiul în Grecia? Uitați-vă până la final! Magazinul era închis, dar astăzi am trecut repede să luăm până la urmă cărucioarele lui Dorotea și Loris. Băieți se uită la cărucior. Un tată aici și un tată aici. Și doar un cărucior. Glumim, sunt două. Pus căruciorul. Iar Dani îl ia pe acesta. Gata făcut. Uitați-vă, toți au ieșit să vadă căruciorul. Acolo a descris instrucțiunile să vadă ce se întâmplă aici. Am ieșit în oraș seara cu Iernes, Albert și mamica cu tăticul. Pentru că ei doreau să mănânce gyros. Dar tata și-a luat copt cu mama. E mai gustos să fie copt, mam? Da. Albert vrea să facă sigur aici o poză. Iată așa. Dar Ierni nu va face poză, doar Albert. Este desenată, uitați-vă. Și toți uită cum se desenează. Uitați-l pe Albert face ceva amuzant aici. Iată-l. Albert se desenează, uitați-l. Cât interesant. Unde vrei, Ierni? La basket? Atunci ne ducem. Albert este aproape gata, desenat. Iată-l, Albert. Ce frumos. Asta e amintire, Albert, așa-i? Haideam, la bunielul. Ierni asta a ales de la coș. Cu mingea. Așa, Ierni. Gata! S-a terminat timpul, Ierni! Cum, Ierni? Albert arată la toți cum s-a primit portretul lui. Salutare! Facem cunoștință! Bună ziua! Salutare! Da, da! Vă salutăm din Grecia, poftim toată echipa noastră de filmări! Spuneți-vă, rog, ce impresie aveți despre Grecia, despre insula Tasos? Foarte super! Super! Mai super nu e posibil! Și iată așa veselie, noi ne-am pornit la altă plajă, care a fost anul trecut, însă am stat foarte puțin. Am ajuns și uitați ce frumusețe este aici! Dorotea! Ce frumusețe este aici, dar mai frumos ca mine nu-i nimic. Dorotea a venit la mare și uitați-vă cum arată marea, totul este cu petricele, așa albe. Fetele s-au îmbrăcate așa cum și el, vor să facă poze. Cătălina a zis că-i cum eu să mă duc să fac poze? Corect, aici așa e frumos. Băieți, stau și așteaptă să sară! Iată cum vin peștii la mal! Aici, în locul unde este parcarea, uitați-vă cât de frumos este! Copaci de măslini! Sunt aici. Cui de multe măslini. În acest orășel avem atât de multe amintiri frumoase. Uitați-vă ce priveliște. Ce ai zis, Cătălina? Îmi place orășelul ăsta. Ce faceți aici, băieți? De mamă. Iată, sunt așa izvoare unde poți bea apă. Dar e bună apa din
mereu, a fost atât de frumos, chiar și acum. Și aici avem o prietenă, pe Dorotea. Cum râde ea. Totul este full și căutăm să mâncăm, dar nu găsim. Nu știu mai vale. Ne ducem în orășelul nostru până la urmă să mâncăm, deoarece aici sunt foarte multe vieți. Casele acestea pe munți sunt atât de frumoase și cum arată ele. Noi ne-am dus înainte, dar Dani cu Adriana au trecut și și-a cumpărat dulciuri. Na, gust. Ce zi bun. Înghețat cafea. Na, asta e bine. De care, care să cer prima? Ți-ți place care frici cu fel? Să gustăm. Care un fel de niere. E rei? Da. Na. Fructe. Da, fructe. E foarte bun. Are niere, e? Niere. Da. Iar Adriana mi-a dat să gust înghețata ei. Tot o gust. Ah, înghețată vreau să gust. E cafea. Și o măruie. Da, foarte bună. Veri bună, nu-i dulce, dulce. Parcă are gust la cappuccino, așa-i? A ajuns timpul să gusti de la Melania. Melandai? Ai, așa de bun. Vanili? Light, nu, Mela. Nu, gata, Mimi, ajunge. Da, Mela, ajunge? Da. M-am oprit în tasă și uitați-vă ce a pus. Am prins noi. Aici sunt vapoarele și priveliștea noastră. Nu găsim parcări, dar mi este tare foame. Așa că fugim repede să căutăm parcări. Cât de mulți oameni sunt aici. Uitați-vă. Ne-am oprit să mâncăm. Eu am luat aici un hot dog. Tata a luat gyros XL. Vine și burgerul lui mami. Mami, noi tot dorim. Tata mănâncă gyros, iar mami mănâncă burger de corn. I-am zis mama că îmi lipsește varză și i-am pun mie. Mulțumesc, mamica. Tata e bun? Am descoperit aici o locație tare gustoasă. Ne frumușel la mașină și ajungem la mașină pe jos. Și eu îmi amintesc că am pierdut geanta, am uitat-o. Am uitat-o în magazinul unde am mâncat. Și am fugit repede, sperăm să fie. Dani, cum crezi va fi? Nu știu. 50 la 50. Dani, nu mă speria. Ce, Dani? Am găsit geanta! M-a așteptat pe mine pe scaun. Nu vă uitați, mie tare îmi place să... Mănânci paier. Suntem în penultima zi, mâine este ultima zi, iar noi la prânz mâncăm piure și aici avem salam și o salată. În ospeție a venit Albert. Dăm la revedere de la acest orășel. Mai avem o zi, Miriam. Am luat așa înghețat care tare le doream. Și Dani a gustat și a zis că e foarte bună. Așa arată înghețata, este foarte gălăgios, mulți oameni. Dani, ai gustat? Dani și-a luat de ananas și mango. Eu aștept Mirea să facem poze pentru stories. Eu cu Oreo. Gustă mai întâi Dani cu ananas? Stopiești foarte repede. Cum e? Pentru că înghețat n-a dorat la asta. Cum e, Dani? Foarte bună. N-a gustat mie. Adriana, gustă? Gust și eu de Oreo. Asta da, înghețată. Uitați-vă cât de repede stopiește. Super! Noi ne-am dus înainte la toți. Ei au plecat la mașină, iar noi am rămas aici, ultimii. Ține copul sus, e deja la noi. Hei, Dorotea, salut! Salut, Dorotea! La plimbare am ieșit noi singuri, acolo este și Cristina cu Badea, Radu și cu Cătălina. Hei, ce drag este aici la voi doi! Ochel voștri, ochel voștri, agă-gă-gă! Pe când făceam challenge-ul, Adriana se uită în buzunare și își dă seama că a pierdut cheile. Am fugit toată plaja să căutăm cheile. Am fugit toată plaja să căutăm cheile. Astăzi trebuia să plecăm acasă și avea să rămânem aici. Ai văzut voi fața Adrianei speriată?
Dar acum, uitați-vă cât de fericită este. Așa, l-ai găsit? Ți-a luat căldurile. Am crezut că rămân în Grecia. Facem provocări extremale. Intrați pe canal și veți vedea acest videoclip. Iana, deja suntem ținii la iachelii dălbari. Telefonul. Hai. Uite cum arată Adriana după provocarea ei. Vai. Hai. Am șofer? Nu. Oleac. Puțin. Sari. Tare. O secundă. Unde e Adriana? Adriana! Bomboane Albert a cumpărat. Hai, gustă tu primul. Și după eu. Albert a pus-o în gură. Nu tare. Da, vă zic, v-ați atat cu tare. Și, n-a fost ține în gură? Ce, Albert, nu-ți place? Iacă. Arată-ți fața. Ce, nu poți mânca? Acum să încerc eu. Albert, după reacția ta, eu nu mai vreau să încerc. Mă chem. Îmi dare o deja. Iacră. Iacră lei. Albert, lasă-mă duc bomboanele tale. Mamica o învață pe Adriana să luate. Iată. Hai, Adriana, că poți! E ultima zi la noi la mare. Și ne ducem acasă. Soacra învață Nora să luate. Mama dă lecții din not. Hai, Adriana, că eu filmez prima ta, primul tău not. Hai, hai că tu poți, Adriana, hai. Capul mai sus. Hai, Ernest, sari! Iată, Ernest vă arată cum sare, mă rugat să-l filmez. Hai, Ernutu! Eu am intrat în casă. Albert a intrat în casă. Dați-vă arăt pe unde. A intrat în casă, iată aici. Data că s-a urcat. Tata a plecat fără noi la magazin și a uitat cheile să le las. Albert a dat așa, încet, încet, încet. S-a urcat pe balcon. Bine că era ușa deschisă. Și sari! Albert, mulțumesc! Trebuie să fac baie, că ne grăbim! În casă este lumina stinsă, deoarece tata la cheia. Trebuie să fac încă geanta! Că nu o să reușesc eu. Eu nu încăpte ce. Cu Albert am stat în mare o ură. Uitați-vă ce curățenie! Gata, ieșim. Suntem gata de plecare. Nu va fi atât de dor de acest loc. Albert s-a înnoit și a cumpărat așa costum. Messi. Cu Messi, da? Îmi place, Albert. Toate mașinile sunt încărcate. Cristina, ești gata? Vreau acasă. Vrei acasă? Da. Eu vreau stonc. Vreau două zile. Iar vrei acasă?
Nu. Nu? E bine aici, așa? Da. Pasageri micuți, este primul, gata. Da? Da? O iubești, Erni? Cât de tare? Albertan, reușit să dormim altfel. Am ajuns în Tasos. Ne ducem mai întâi de toate să mâncăm și după mergem mai departe. Am dat comandă de mâncare la pachet ca să nu pierdem timpul. Iar între timp eu am zis cu mama să ne plimbăm. Eu și mama ne-am înnoit. Nu degeaba am umblat prin piață. Mama și-a luat o cămașă foarte frumoasă. Iar eu mi-am luat niște Converse albi. Am negru, dar negru mie nu merge. Dar albi sunt perfect. Ne-am așezat aici ca să-i așteptăm pe toți. Savurăm ultimul aer de la Tasos. Un băbit dormă, eu nu vreau acasă. Vine Dani cu Adriana și au luat înghețată. Ernest și-a cumpărat înghețată. E bună, Erni? Trebuie repede de cumpărat tichet să urcăm în vapor. Pentru că se duce fără noi. Erni, tu rămâi aici? Da? Suntem pe vapor! Ne ducem acasă! Eu nu vreau acasă! Papa, Tasos! Dă-mi papa, băieți, Tasos! Papa, Grecia! Uitați-vă ce priveliște noi am prins cu vaporul! Vai, chiar îmi va fi dor de acest loc! A fost super anul acesta! Papa, Tasos! Eu chiar nu vreau toată această casă. Intru înăuntru. Opa! Și văd pe toți aici. Se odihnesc. Am ieșit afară să facem poze. Așa, Adriana, așa! John! Suntem poze, ca pe Titanic. Așa? Pe mașini și plecăm. Suntem în Grecia. Uitați-vă ce transport amuzant și interesant. Eu mă trage. Eu tot. Suntem în Bulgaria, ne-am oprit să mâncăm. Facem liniște, doarme Melania. Melania doarme dacă ne trezi. Aici avem gyros, mama are burger. Iar aici avem aripioare. Iată așa aripioare. Și așa arată aripioarele. Este dimineața și am ajuns în România. Mai avem încă 6-7 ore așa și ajungem acasă. În Moldova noastră. Și iarăși am prins iată așa soare. Răsărit de soare. Ba. Eu cu Albert și Ernest am vorbit tot drumul. Aici și Adriana. Ai dormit, Adriana? Suntem în Moldova! Iată bunicuța noastră, ne așteptați și acum vă arăt și mâncare cu bunicuța noastră. Aici sunt sărmăluțe preferatele mele cu viță de vie. Acesta a fost vlogul din vacanța noastră de 10 zile. Dacă v-a plăcut, puneți un mare, mare like. Iar noi vă spunem pe curând, pa, pa!